Directorii economici și financiari, contabilii șefi și economiștii organizați în corpul experților contabili și contabili autorizați s-au reunit la mijlocul săptămânii trecute la Piatra Neamț pentru a marca 95 de ani de la înființarea în România a profesiei. Puțin știu astăzi că în anul 1921 legea profesiei de contabil a fost promulgată de însuși regele Ferdinand, întregitorul, și că România a fost la 10 ani distanță și gazda celui de-al 7-lea congres internațional al profesiei. Acest congres a fost coordonat la acea dată de marele istoric Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri al României. La sărbătorirea Zilei Naționale a Contabilului au participat reprezentanții ai instituțiilor coordonatoare ANAF, Direcția de Statistică, Camera de Comerț și Industrie Neamț. Vă voi prezenta mesajul Consiliului Superior al Corpului cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului în România. Apoi am să rog pe doamna Direa și pe domnul director de Neamț să prezinte și de cu discurs în legătură cu profesia noastră. Urmează apoi o temă științifică prezentată de colegul nostru, domnul Sarion, referitoare la circa 25 de ani de existență a profesiei contabile. Urmează acordarea unor diplome de merit persoanelor nominalizate de Ceccar. Apoi acordarea unor distinții, unor diplome societăților comerciale nominalizate de Ceccar. Și, în fine, înmânarea unor distinții oficiale unor persoane care la fel au fost nominalizate de la Consiliul Superior de la București. Oamenii cifrelor au ascultat și mesajul Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România. Dragi colegi, sărbătorim astăzi profesia contabilor, o profesie cu tradiție a cărei reprezentare îi revine Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați din România. În atmosfera specifică unei aniversări atât de bogate semnificații, președintele Ceccar, profesorul universitar Dr. Robert Aurelian Șova, împreună cu membrii Consiliului Superior, vă adresează tuturor celor care practicați această frumoasă și importantă profesie, sincere felicitări și succes în viitor. În anul 1921, legea de înființare a Corpului de Contabil Autorizat și Experți Contabil din România ca organism profesional independent a fost promovată de fostul regele Ferdinand I. Cu numai 10 ani de existență a Corpului, în anul 1931, România a fost gazda celui de-al 7-lea Congres Internațional de Contabilitate, organizat simultan cu Congresul 5 al Corpurilor Contabilor Autorizați și Experților Contabili din România. Președinte de onoare al Comitetului de Organizație, prin marele istoric, profesorul universitar Nicolae Iorga, care în acea vreme era președintele Consiliului de Miniștri. Reprezentanta Agenției Naționale de Administrare Fiscală Neamț a subliniat rolul deosebit de important al contabililor și experților contabili într-o meserie atât de riguroasă în care acești specialiști de elită trebuie să fie permanent conectați nu doar la legislație, ci și la tehnologia informatică cu care acești specialiști lucrează astăzi. Este ziua în care noaptea este egală cu ziua și marchează începutul zodiei balanței. Am făcut această trecere spre a marca faptul că unul dintre instrumentele profesiei contabile este bilanțul și că bilanțul trebuie să fie permanent în echilibru. Foarte bilanția de bine cunoscută la timpul legal cu pasivul. Profesia specialistului contabil este una extrem de iubitoasă. Specialistul contabil se află permanent în muncă, în pensiune, are datoria, obligația și responsabilitatea și îmbunătățească continuu nivelul de cunoștințe și nu numai în domeniul contabil, și în domeniul economice și mă refer în special la domeniul juridic, un salut au primit experții contabili și de la conducerea Direcției Naționale de Statistică, meserie la fel de veche în România, datând și ea de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Vă felicit, vă doresc la mulți ani, vă doresc să fiți sănătoși ca să puteți rezista în activitatea extrem de utilă și necesară pe care o desfășurați,
dar foarte puțin vizibilă pentru unii. Doresc cecarului să atingă un secol de la înființare și de acolo mulți ani înainte. Noi, statisticienii, ne asemănăm în foarte multe privință cu dumneavoastră, contabil. Avem aceleași simpatii în activitatea noastră. Simpatii între ghilimele. Avem și o zi a statisticianului român. La noi este 12 septembrie. Când Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a înființat, a semnat actul de înființare a Oficiului Național de Statistică. O parte din oamenii cifrelor au fost răsplătiți cu diplome de excelență pentru rezultatele obținute în activitatea lor de zi cu zi. Mai departe, în continuare, vreau să permiteți să acord diplome de merit unor colegi al noștri care s-au remarcat în mod deosebit, în sens și le acordăm aceste diplome în semn de recunoaștere și apreciere pentru contribuția la dezvoltarea profesiei contabile din România. Diplomele sunt semnate de către domnul președinte, profesor universitar dr. Aurelian Șova, și către domnul director universitar dr. Florin Dobre, care este noul director general executiv. Și finanțiștii premiați au mulțumit pentru faptul că firmelor de top le este recunoscută valoarea. Marcarea Zilei Naționale a Contabilului s-a înscris în lungul șir de manifestări pe care acest corp de elită al profesioniștilor în domeniul cifrelor îl desfășoară anual în județul Neamț, activitate reflectată constant și de postul de televiziune Roman 24 online.